Strada Primăverii a fost prima pe care s-a început astuparea gropilor din asfalt rămase în urma activității de dezăpezire. Plombările le-au început de astăzi, se vor desfășura pe o perioadă de o lună, o lună și jumătate de zile. Vom începe cu străzile principale, astăzi suntem pe strada Primăverii, vom continua cu strada Cornișei, cu strada Libertății, strada Ionașcu, pentru că este foarte tranzitată și sunt foarte mari probleme de la canalizare. Urmează străzile secundare și cele din cartiere. Autoritățile locale le-au transmis constructorilor să-și scoată muncitorii în stradă pentru ca lucrările de asfaltare să se finalizeze cât mai repede, în caz contrar. Constructorul care avea anumite lucrări pe strada Mesea Andrean, pe strada Câmpului, parcare Teiului, o anumită porțiune din prelungirea Tunari și din trotuarul de pe strada Crișan, că ar fi foarte bine să-și trimite echipele la lucru, pentru că este în întârziere, iar în caz contrar, cu siguranță că vom trece la penalități împotriva lui, pentru că, după cum vedem, vremea ne permite, iar noi nu ne permitem, în schimb, să pierdem aceste zile în care se poate lucra. Peste 20 de străzi din Slatina vor fi asfaltate în acest an, iar pe restul se vor face acolo unde este cazul plombări.